Bună, prieteni, sunt Emily Burghiela, iar astăzi vă voi lua cu mine la un interviu la Teo Show, test de vedete se numește, după care vom intra împreună în emisiune. Iar acum, ca toate astea să fie posibile, trebuie să fiu gata în fix 20 de minute. Mai trebuie să-mi dau eyelinerul, mai trebuie să mă dau cu rimel, mai trebuie să mă îmbrac și apoi plecăm. Mi-am pregătit ținutele, ceea ce este ideal, că dacă nu le aveam nici pe astea pregătite, deja era... Mă voi îmbrăca într-o roche albă la interviu, cu niște pantofi albi, o să vă arăt și cum stă îmbrăcată. Iar pentru emisiune am ales să port o ținută super, super sexy, de la Glamsy, adică făcută de mine. Ia uitați-o cum este... E într-un mare fel cu decupajul ăsta până sus, adică o să fie nebunie. O să fie nebunie dacă ajung la filmări, dacă nu, rămâneți cu mine. Astăzi am ales să port un ruj nude, cam asta este singura diferență pe care o fac eu la make-up, adică ori ruj nude, ori ruj roșu. Este toiul zilei, tocmai de-aia am ales să merg pe nuanțe mai naturel, așa. De fiecare dată după ce mi-aplic rujul, conturez cu un creion pe deasupra. Nu aplic metoda clasică, aceea în care trebuie să-ți conturezi prima oară buzele, după care să aplici rujul. Eu aplic rujul și îmi conturez buzele, astfel obțin un fel de ombre, vedeți? Mi se pare mult mai sexy și vă recomand să faceți treaba asta, pentru că îți dă așa un ombre interesant și mărește buzele. Îmi place oricum să combin nuanțe. Nu-mi place niciodată să mă dau cu un singur nude. La roșu este clasicul roșu cu care mă dau de când mă știu. În schimb, la nude-uri am aici sute și le combin pe care. Este o dezordine totală aici, dar să nu ne uităm la asta. Acum îmi aplic linia de tuș. Vreau să fac ceva natural. Pornesc din colțul ochiului și mă duc efectiv. Stați puțin că nu pot să vorbesc. Hai, domnește, să iasă bine, domnește, să iasă bine, că mă rog, să rog. Sunt egale? Nu știu că sunt ele chiar egale, dar acum nu mai am timp. Cred că o să mă dau prima în mașină. Și da, să mă schimb. Nici prea prea, nici foarte foarte, am uitat un detaliu foarte important. Gata, plecăm. Am întârziat deja, nu știu, sper să mă mai primească. Să mergem. Aaa, preziu, am ajuns. Slavă Domnului, am ajuns. Ne pare rău că am întârziat, dar am tras cadre pentru vlog. Nu-i problemă. Bine ai venit în nou vlogul meu. Bine, bine ai venit la testul de vedetă. Sergiu Negoțiu, pare bine. Nice to meet you, Sergiu, Emilia la Burghelea. Să-i dăm drumul la treabă, da. O, Doamne, câte amintiri am aici, mi-am adus aminte de Bravo Ice Steel, cât am mai bătut eu drumul ăsta cu ișorilor, n-aveți idee. Uite așa, cu pungile de haine și cu sacii, mai bine zis, cu sacii de haine, pentru că la Bravo Ice Steel filmam câte 3 emisiuni într-o zi. Deci, de dimineață până seara aveam 3 emisiuni. Luni filmam gala, miercuri filmam 3 emisiuni, iar joi filmam 2. Deci, ca să înțelegeți, era ceva... Dar da! Mă simt mire, ce să zic. Mașina e pregătită, eu sunt ok, machiajul nu este cel mai reușit, cum poți observa. Foarte bine, știi, mașina o să o luăm cu măști, știi, nu? Aaa, cât de top! Vai, cât de bine, voi ați auzit? În mașină stăm cu măști, deci sunt salvată. Super! Ce dor mi era să mă cablez! Nu mă mai cabla de 3 săptămâni. Mulțumesc, m-ai închis? Da, da, da. Bă, bate palma, bravo! Mamă, ce bine era! Da, la răcoare! Nu mai pot! Hei, suntem pregătiți! Ești pregătită? Da, abia aștept! Sigur, sigur? Sigur, sigur, cea mai pregătită! Vezi că trebuie să-mi cânti! Să-ți cânt? Da! Mamă! Ok! Cu cântatul? Da! Bun, deci cu cântatul te descurci? Da! Dansatul te descurci? Cel mai bine! Mai bine decât cu cântatul! Da? Da! A, bine, atunci cântăm mai mult! Ce, trebuie să mă gândesc că o să ai și niște întrebări foarte, foarte, foarte... Dacă așa la care va trebui să răspuns foarte sincer, știi? Gata, da. S-a schimbat acum eu un pic aer, că se face că n-aude, știi? Bun, deci acesta este GoPro cu care filmez. Știi că eu m-am uitat de foarte multe ori la materialele tale și mă întrebam cum sunt făcute. Deci uite, avem o cameră acolo, aici. Unul acolo și aici avem două camere. Avem cea de imagine și cea de sunet.
Okay. Și avem pe băieții noștri, pe Grigore și pe Rihai, care sunt mereu pregătiți. Stai să dăm drumul totuși și la GoPro-uri. Ai dat rec? Sincron 1. Cam atât pentru moment, prieteni. O să vedeți tot materialul la canal de la Teo Show, test de vedetă cu Sergiu, the one and only. Cum ai pe Instagram, Sergiu? Sergiu Negoțiu Pilov. Vă așteptăm acolo. Ia auziți. Am terminat prima parte a interviului, acum urmează cea de-a doua, o să mergem la carturi, iar eu sunt foarte încântată pentru că, ce credeți, mie îmi place viteza. Și cred că o să ne distrăm. Haideți să mergem! Da? Și ca bule. E unică părăsită. Cred că o să arătăm tare cu ele. O să fim ca niște samurai. Da, mască cu cagulă. Cu mască cu cagulă, exact. Mai lipsește combinezonul. Yay! Woo! Hai să registrăm! Woo! Deci este 1, 2, 3, 4, 5. Pregătită? Yes! Grigore o să ne dea pasul. Ok! Da? Iar noi vom vedea care este mai rapid. Emily sau Sergi? Și invităm să dați subscribe, follow pe Instagram și ne vedem data viitoare!